Bună ziua tuturor, suntem cu Cătălin, cu mama. Am, nu se aude nimic. Am răcit. Am venit la mare. Bună ziua tuturor, sunt cu mama și cu Cătă. Suntem la Craiova, nu se aude nimic, mașini, drum. Am venit să luăm și noi mașina, să vedem dacă e tot în regulă. E cald, foarte cald. Dar este o problemă că sunt doi câini aici. Unde? Chiar aici sunt câini. Și ce ne fac câini? Sunt dezlegați. Ne păi, da. Păi sună om. Mama, mai vii cu noi, nu mai veni. Mama stă cu Dariu și noi ne ducem să vedem la mașina lui Cătă. La duba lui. Am adus-o la reparat duba aici. E pe lângă Craiova aici. Să repară numai mașini. Din ăștia, Mercedes-uri, ăștia, buzuri mari. Cătă, așteaptă-mă! Ceea ce, e adevărat că sunt câini acolo. Da, de unde știi câinii? Păi dacă n-ai fost aici, ea. E a șaptea oară când vin cu ea aici și mi-o repară domnul Mihai. A șaptea? Oh, mamă, Cătă, uite-l! Sare pe noi! Păi nu se știe. Uite, lu mare tu ochi, ce mare tu Cătă. Vezi că mergem cu mașina, că sunt câini mari. Cu mașina de mușcă câini. Hai cu mașina. Ne-a zis băiatul ăla ca să mergem cu mașina, că ne mușcă câini. Hai cu mașina, Cătă. Ca în filmele de groază. Câinii mari. Oh, bro. Nu pot să intri acolo. Sunt câinii foarte mari. Ne mușcă, ne face prăpăd. Dar mama e somnuros. S-a trezit de la 7. Ai și coale. Ușor că te spargi mașina, ai venit cu mașina aici în casă, dai cu ea. Trebuie să ne luăm și ne un lup sau ieșurea. Ușor, Cătă, ușor. Îți dă de aceea. Uite-le, câini. Ia, dar nu mai lupi. Asta e de poliție. E câine de poliție, câine polițist. Mă, ia uita ce frumos e. Foarte frumos. Foarte frumos. Merge și astăzi la el. Am fost la Maco, aseară, da. Târziu, că l-am mușcat câini. Câine. Și de aia, acum ne e frică de câini. Unde-i Cătă? Nu e aici? Lasă-mă, uite, după noi. Astea sunt câini de pază. Mamă, că tu ai luat frică de câini. Mi-e uite frică. Cătă, unde mi-ai băgat mașina. Uite, uite drumul. Era și pe acolo drum, vezi? Drum mai bun, vezi? Mai bun, dar Cătă ce să știe. Uite, uite vezi, aici reparatorul de mașini. Asta e duba. Dar drumul e prea rău motorul, uite. Mamă, ce trebuie, nu știu ca o. Unde suntem noi acum, Cătă? Unde să fim? Ușor, ușor. Ce ai văzut, Darius? Am văzut pe tatăl lui Shei. La cine? Shei. Nu, de ce faci așa? Mm. Tu să amin pe ăla. Mm. Mm? La o optare a făcut YouTube. Cum să plec eu cu Darius? Unde să plecăm? Mm? Unde? Stă la mine, nu mai plecat niciodată. Are și el școala lui. Este în a treia. Ce să fac acum? Nu poate să ca să pierdă anul școală. Tot. Repetent. Da, să nu mai meargă. Nu e bine, trebuie să stați acasă. Lasă că Tomi pleacă înapoi de unde a venit. Pleacă în sat acum. Măcar să termine și el acum. Tomi pleacă în sat și 4 acolo. 4 clase. Nu, Darius? Și după aceea poate să se ducă în Germania. A cumpărat și el un curcan, Tommy, și a început să vorbească urât despre copii. Dintr-un curcan? Da, a luat și el prima dată. Să ne omorât? Da, pentru un curcan a luat și el. Nici nu a mâncat din el. L-a luat cu el pachet înapoi unde a plecat el în sat. Ce ți-a făcut Tommy, Darius? Dintr-un curcan? Da. Și nu i-a lăsat un bucat. Te-a omorât, da? A luat curcanul. Și? A plecat cu el. Nu știu. Nu te iubește, Tomi, a?
Spune. L-a crescut el. Tomi l-a crescut. Cine te-a crescut? Bunica mea, Dana, și cu nas, eu zic. Cine te-a crescut, Cătă? Cine te-a crescut? Și pe Cătă, tot eu l-am crescut. Pe Cătă îl consider ca copilul meu. Da. Mamă, câte mașini. Am spus că Tomi este un om agresiv. Ce credeați, prieteni? Că eu mint, eu nu mint niciodată. Eu sunt o femeie credincioasă și nu mint. Așa e, Tomi, un dușmanos pe noi. E dușmanos că ne descurcăm și avem bani și ne plimbăm și facem tot. Și ne-a zis el să muncească, dar nu muncește pentru noi, muncește pentru nevastă sa. I-a cumpărat aur, i-a cumpărat bijuterii. Cum i-ai zis tu, Cătă? Prințesa ta o să te lasă odată și odată. Cum ai zis? O să plec cu prințesa mea. Ce prințesă ce are aia? Cătă, nu mai pișcă mult. Ce prințesă a văzut la aia? Deci, a furat galbenii lui bărbasul. Cine a furat galbenii? Olga II. L-a sărățit pe țiganul ăla, i-a furat toate galbenii. De când a venit, i-a făcut numai scandale. Nu mă învață pe Tomi să se iau de fata mea și de, și de nepotul meu. Ia ce zici, Cătă, de prințesă? A făcut numai scandale prințesa... aia. Da. Cred că prințesa nu o să stea mult. Păi? Să stea mult. Păi dacă puteai, Cătă, să treci. Dacă feroz. Prințesa, dacă prințesa, Cătă, pățește ceva. Da. O să te omoară, Tomi, e roșu, da, Cătă. Da, să știi. Mă omoară așa, că doar am vorbit de prințesa, apă să pleci. Ha? Îți dai seama dacă pleacă. Bagă... Aia e toară. I-a furat toți galbenii lui bărbasul, ea e sfântă. Șurupenita și patentul, cred că ce vrea să facă cu patentul ăla? Furat galbenii lui bărbasul și le dădea la nepoții ei, se ruga de ei să trăiască nepoții ei cu ea. Tomi, când s-a certat cu Cătă, a luat o șurupeniță și un patent. Nu știu ce făcea cu patentul. Ce avea de gând? Da, prințesa. Nu putea să le aruncă din mână. Si? Mă uit la semaforan ca să văd când se vă face verde. Și tu mă ții de vorbă. Mai că mi-a zis vlogul de întâi bune. Uite, Tomi, unde suntem. Vezi? Ne plimbăm la Craiova, la Severin, la București, la Pitești, Germania, peste tot. Nu mor caii când vor câinii. Ce credeți voi? Că fac ce vreți voi. Lasă, când veneam la tine, aici, la pușcărie, nu mai știi, gata. Te-ai văzut acum, în libertate. Nu fac. Da, să mai vorbească el odată despre fata mea, să mai jinească el, să mai zică vorbe urâte. Vreau să-ți zic și eu, toți din Strehaia, să vadă poliția acest videoclip. Să facă un control la toți țiganii. Au curent furat. Toți țiganii din Strehaia. Așa este, nu, să dar... vinem control la toți. Noi n-avem Cătă furat, n-avem să furat. Să vinem control la n-avem. Toată țigania. Țiganii care se dau mari cu căștile mari, cu vilele. Toți țiganii fură curent, dragi prieteni. Sunt pe mână cu toate mașinile care vin aici. Mamă, Paște, le lași fără lumina de Paște. Toți țiganii sunt... Să cumpără și ei lemne, cum cumpăr eu, cum mă duc eu să cumpăr lemne toată ziua. Toți țiganii sunt niște jicodii, niște interlom, niște jecoși și mai vorbesc de mine. Pai de capul lor. Ca cu toți suntem jecoși. Fură la curent, țiganii. Am centrală pe curent. Da, doar să apasă pe buton și nu cumpără lemne. Eu cumpăr lemne, ei nu cumpără lemne. A dormit fata mea în frig. Haide, o să revenim. Unde ne ducem noi acum să rezolvăm ceva și după aceea, adio România, adio Tomi, adio toți țiganii. Adio România, adio București. Adio. Unde am venit noi cu Darius? Ce ai cerut Darius aici? Chinez. Ce? Pentru ce ai venit tu, Darius, la Craiova? Pentru asta? Ce pofte ai, Darius? Ți le face... Ia să vedem. Mami și tati, vezi? Ia să vedem. Uite pentru ce am venit noi la Craiova. Bună ziua! Da.
Mulțumim. Uite pentru ce am venit noi la Craiavița. Trage acolo, uite. Că n-a vrut Darius ca să mâncăm și noi afară. Da, a avut dreptate, că mai repede comanzi aici. Da, hai. Bravo, Darius. Nota 10. Stăteam la masă, la lacul, la râdă, nu mai puteam. Da, așa e, de jos stai la 3 ore. Așa, cu mașina, acum mai repede. Hai da, jos. Da, Darius, stăte jos. Ia sucul, mama ta. Le tu sucul. Hai jos, ia sucul tău și le. Nu mănânci acolo jos. Hai jos, Darius, că nu mâncăm în mașină. Păi eu... Bine, mâncăm aici. Bine, mănâncă tu în mașină, noi mâncăm jos. Păi eu ce stau? Țigan, adevărat. Ce faci, țiganule, în mașină? Mai țiganule, așa fac țiganii de obicei. Da, da. Da. Mai luăm ceva de aia, mai așteptăm ceva. Comenzile speciale și voi merge să mâncați acolo. Bă, că te sar pe acolo. Dacă comandară la mașină, la mașină, mâncați, așa vreți voi. Uite ce mizerie pe România. Așa vreți voi, Cătă, așa McDonald's vreți. România, doamna Luce. Șefă de aici ne-a gunit. Aici n-avem este... voie 3 secunde să ne dăm jos. Comandare în mașină, mașină. Mergem acasă, am rezolvat lucrurile noastre, ce mai aveam pe aici. Asta pe ce vlog punem? Nu știu, vedem. Prieteni, nu știu, deci ce să vă mai zic? Că suntem cu moralul la pământ. Ce să facem? Că... Dați-ne și nouă un sfat bun, vă rog frumos din tot sufletul. Prieteni, toată lumea este împotriva noastră. Asta este, dar noi mergem în față. Că n-avem ce să facem. Parcă noi am fi Gheorghe Dincă. Pe bune. Cu gura numai pe Anca și pe Anca și pe Anca toți. Oficiala, oficiala, le drag din numele ăsta. Ce tu are cu... Cum e melodia aia către... Am ajuns în 2-3 ani. Cum zice Dani Moga, nu e? Da, am ajuns în 2-3 ani subiectul României. Asta e. Toată lumea le sunt doar eu în gură, oficial, oficial. Prietenii, deci n-am nimic, poate o știi și eu. În ciuda lor nu se lasă banca pe Cătă. Uite așa, în ciuda voastră nu o să las pe Cătă. O să mă lupt cu Tommy pentru Cătă. O să merg până în pânzele albe pentru Cătă. Bătută omorâtă pentru Cătă, nu o să las. În pânzele albe nu o să... Până în pânzele albe o să merg după Cătă. Așa e. Nu, Darius, tu? Da, ben, da. Pentru tatăl meu nu o să las lui Cătă. Cătă, nu ne omorâi. Te rog frumos, Cătă, eu vreau să mai trăiesc. Am ceva de rezolvat. Între mine și între Tommy. Bă, eu zic să noi suntem acolo. Nu mai vreau să aud numele lui. Nu mai vreau să aud nici numele la ăsta care a vorbit urât despre fata mea și a jignit pe fata mea. Ce crede el? Că eu am murit, nu mai are Anca mamă. Prieteni, noi avem o poveste așa de lungă și așa de tristă, încât că dacă aș începe acum să vă spun, ar trebui să ajung până la Timișoara ca să se termine povestea. Ce Timișoara? Și pe lângă acest fapt, ar trebui să vă întristez într-un fel fără de hal. Dar nu știu ce ați putea să luați ceva bun din toate poveștile astea ale noastre. De asta eu tot nu vreau să le aduc în discuție, pentru că nu mă mândresc cu asemenea povești. Unul la mână, doi la mână, nu știu cu ce vă ajută pe voi să știți toate astea. Hai că o să revenim și noi de acasă, că suntem pe drum. Am spus, nu vreau să mai facem scandal, nu vreau să mai ne certăm. Noi suntem în scandal, ai